partenerul proiectului Molda Sig. Bine v-am regăsit pe coordonatele MD 2022. Astăzi vom afla ce s-a întâmplat în Moldova, dar și în lumea întreagă în anul 2007. Început într-o zi de luni, anul avea să se termine paradoxal și contradictoriu. Aspirațiile europene ale Republicii Moldova se vor ciocni de niște ambiții politice neprevăzute care vor modifica traseul din mers și vor reduce vitezele. După ce au fost schițate unele tendințe în relațiile cu vestul, s-au pus și unele puncte pe i în privința sudului. La 18 ianuarie, președintele Vladimir Voronin a semnat decretul privind confirmarea lui Mihail Formozal, guvernator al Găgăuzierii, în funcție de membru al guvernului. Mihail Formozal a depus jurământul constituțional în prezența președintelui, a primului ministru Vasile Tarlev și a consilierilor prezidențiali. Și cinematografia mondială părea să fie preocupată de conducători de țară și de clanuri. Filmele premiate sunt despre regi, regine și afaceri interlope. La 25 februarie, cea de-a 79-a ediție a premiilor Oscar s-a desfășurat la Kodak Theater din Hollywood. Cel mai bun film a fost considerat Cârtița lui Martin Scorsese, tot el luând statuetă pentru cel mai bun regizor. When I have my associates search you. Forest Whitaker este cel mai bun actor cu rolul din filmul Ultimul rege al Scoției. Iar Helen Mirren, cea mai bună actriță cu rolul titular din filmul Regina. You imagine I'm going to drop everything and come down to London before I attend to my grandchildren. Then you're mistaken. Temele predilecte ale geografiei și astronomiei sunt altele decât ale cinematografiei. La 1 martie are loc lansarea la Paris a Anului Polar Internațional. Sunt investiți 1,5 miliarde de dolari pentru studierea Polului Nord și Polului Sud, iar la 3 martie se produce o eclipsă totală de lună vizibilă și la noi. Deocamdată am aflat ce s-a produs într-un an. Și dacă se spune că istoria se repetă, atunci ar fi bine ca la o nouă încercare a anilor să ne aducem aminte și de lecțiile anului 2007 pentru a intra mai pregătiți în încercările viitorului. Pentru că doar cei care nu-și cunosc trecutul riscă să-i repete greșelile. Partenerul proiectului Molda Sig.